Dumnezeu poate, amin? El poate, El poate. Și la noi. Acum, iubirea este una din porunci. Mai sunt o grămadă de porunci în Scriptură. Spre exemplu, una din porunci este pentru bărbați, nu? Noi trebuie să ne conducem casele, așa-i? E adevărat sau? Deci ce suntem noi în familie? Preum, scap. Cum ați auzit de cap, ați gândit la peste cuvântul? Aș vrea să vă gândiți ultima seară mai. Să vă spun de ce. De mâine, poi mâine, 49 de ani. Uitați-vă bine, Ana. Mâine, poi mâine, sunt 49 de ani. De când gândul acesta nu a mișcat capul acesta, decât atunci, capul. I-a spus de când mâine, mișcă. Vă mărturisesc cu bucurie. Că niciodată n-am gândit cu gândul până astăzi. Gândul meu nu gândește. Și nu lucrează de capul lui. Gândul meu este un fel de robot, dacă vreți. Un mădular care ascultă. Îi se spune foarte mult, îi se spune și el execută. Când o femeie spune, lasă că eu sunt gândul, eu cred că se umilește foarte. Eu nu cred că Dumnezeu va făcut roboți. Eu cred că fiecare femeie îl poate cunoaște pe Hristos, fiecare femeie îl poate citi Scriptura, poate cunoaște adevărul, și nu trebuie să execute ce îi spune soțul. Ci poate să gândească ce îi spune soțul și să asculte în lumina Scripturii. Amin? Deci, rămâne adevărat cu bărbatul este capul și scoate chestia cu nevastă este gândul. Ea nu este gând, ea este o persoană cu demnitate, creată de Dumnezeu și toate celelalte lucruri. Și bine să rămânem la demnitatea aceasta. Acum, fraților, dacă suntem capul familiei, a soției, capul, în afară de faptul că joacă rol de umbrelă, să nu plouă în gât, mai are câteva funcțiuni. Și una din ele este să gândească, să planifice, să conducă, să acționeze. Spuneți-mi, bărbaților, care e nevasta ușor de condus? Așa, să fiu și informat. Care e nevasta un pic mai ușor de condus? Care se lasă condusă? Ne-am găsit și hidraulicul. Deci care se lasă condusă, da? Care se simte iubită, e mai ușor? Da? Altceva? Ia zi, mătălunțe, la mine. Dacă are un bărbat care conduce în mine. Trebuie să-i dau un prim. Mai în serios decât în glumă, eu vreau să mă întreb, care vă urcați la volan unul care în partner spune? Cât ați crede voi în puterea lui Dumnezeu? Care ați urcat? Mai ales să treceți Transfăgărășan, unul care el nici măcar portocale de mâine altă. Vreți, pe de o parte, e foarte curios. Noi, băieții, bărbații, vrem să conducem familie. Te duci la el și spui, pe copile, ai citit Biblia. Abia n-are timp de citit Biblia. Deci ce spune Dumnezeu nu știe. Păi citește și o carte despre familie. Lasă, frate, ce o știu de la 4 ani. El nu primește nicio informație. La școala de șofer s-o duce să învețe, că altfel nu i-o dat pe omul frumos. Carnetul de a conduce mașină. Dar când e vorba să-ți conduci familia în lumea aceasta zăpăcită de diavolul, interesant că te duci la primărie în Mediaș și ce se întâmplă? Ca la Arad. Vrei Ioane? Da. Vrei? Da. Constat că ați împlinit condiții. Nu mă zis, care condiții? Ați zis, da. Tragedia, știți care este? Că în multe biserici chiar nu se face nimic. Frate, promit. Fratele e calificat pentru urcă frate la volan familiei și dă-i viteză. Ne vedem că prima curbă o sări, în a doua sunt copaci. Păi dacă el niciodată nu a acceptat să fie învățat să conducă, cum să conducă? Și atunci tu îi spui soției, dragă, n-am citit nicio carte, voia lui Dumnezeu nu o cunosc, nici măcar îmi trece prin cap să mă rog, să mă ajute Dumnezeu, ascultă, trece dreapta, pune-ți centura și cântă.
Păi ce se gândea? Mai avem puțin de bel sau aș vrea să zbor sau ce se gândea? Suntem duși și clătinați. Ce se gânde săraca fata lângă tine dacă de cum ai pus mâna pe volan și ai călcat pe accelerație, ea își dă seama că ferească Domnul de următoarea curbă, că dacă nu sângeri acolo, veșnicia urmează. Dar eu cred că e mai ușor de condus dacă ea stă liniștită și spune cu ajutorul lui Dumnezeu și cu Ionela meu, transfăgărășanul, va fi trecut fără probleme. Aș vrea să aveți grijă de băieții dumneavoastră, de nepoții dumneavoastră. Eu vreau să vă spun, mergând pe la conferințe cu tinerii, mă bucur că încă sunt foarte multe fete care spun, frate, nu ne temem să fim conduse, dar să fim conduse. Ne-am dorit să găsim băieți care știu ce vor, cunosc calea spre veșnicie și să calc, dar nu cu teamă că mă duce în ea. Și să am liniștea, să am siguranța că mă duc împreună cu El și mă întâlnesc din corpul Hristos. Asta înseamnă să știm să conducem, să învățăm să conducem, să depindem de Cel care știe toate. E mai ușor de condus dacă poate sta liniștită în trenură că nu știi drumul și știi ce faci. Și pentru asta avem nevoie de puterea, înțelepciunea lui Dumnezeu în fiecare zi. Nevasta mai ușor de condus. Am putea vorbi mult despre el. Eu vă dau idei ca să discutați în continuare acasă și să discutați frumos. Dar spuneți-mi, nevestelor, care e păcatul mai ușor de urmat? Că dacă e din frunte, doar este duci după el. Care e bărbatul mai ușor de urmat? Care se pricepe la condus. Am priceput asta acum. Nu știu. Te-ai gândit că n-am priceput noi. Care se pricepe la condus. Bun. Care e bărbatul mai ușor de urmat? Care? Dacă e moale. Știi că dumneata s-ar putea să fie să o vorbă foarte mare, în dreptul meu? Să vă spun la ce că m-am priceput eu. Nu știu dacă mă pricep nici astăzi. Așa sunt eu. Nu știu dacă altă mamă nu mai face. Mie, ca bărbat, mi este foarte greu să vorbesc dacă nu sunt documentat. Asta e și o problemă la noi, dacă vreți, în familie, de discuții. Eu nu pot să vin să spun, Dina, am odărât să ne mutăm din cap eu. Că mi-e frică că o să pun următoarea întrebare. Unde? Nu știu. Când? Nu știu. Păi ar fi foarte penibil pentru mine ca bărbat să spun ne mutăm, nu știu când, nu știu unde, nu știu, dar credit că e bine. Și atunci eu ce fac? Vine ideea să ne mutăm. Mă rog, postez, discut cu oameni de specialitate, 3, 2, 3, 4 luni de zile, probabil, și după ce am discutat cu toți, ajung la următoarea concluzie. Cred că ar fi bine din cartierul ăsta să ne mutăm dincolo. Dar n-am luat decizia. De ce? Eu sunt însurat și trebuie să discut cu nevastă. Și vin și spun, dragă, uite, mi-a trecut prin micru un gând. Ce-ar fi să ne mutăm noi? Ea zice, de când te gândești asta? E cu 3 luni de zile. Și cu cine ai discutat? Și cum fără mine? Bun, trecând peste asta, eu după ce am ajuns la o concluzie, am o mică problemă. Știți care e problema mea? Aș vrea să vin la dinar, să explic în 3 minute ce am gândit eu 4 luni de zile și în următorul minut ea să spună, da, dragă, merge. Mi-e foarte greu să-i las ei 4 luni de zile să priceapă ce vreau eu, pentru că nu m-am însurat decât cu 4 luni de zile. Începeți? Și am 4 minute. Ar trebui să priceapă ce am priceput eu 4 luni. Deci primul lucru, eu n-am fost moale, frate. Și-o ieșit tare rău. Că poate ne-am dat timp celuilalt să gândească și el ce am gândit eu. Al doilea lucru, am fost ca vitezoman în viață. Și eu când am pornit, au fost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7. Și apoi m-am uitat în urmă și am văzut că nici copiii, nici nevasta nu sunt cu mine. Și reacția mea, știți care a fost? Ăștia nu-l iubesc pe Domnul, ăștia nu-l vor, ăștia nu-l vor, nu se țin de mine. Când m-am întors, ei plângeau toți pe marginea drumului. Am zis, băi, ce-i cu voi? Da, vă zice, noi îl iubim pe Domnul total, noi nu putem conduce cu viteza asta.
Și mi-a luat foarte mult timp să-mi dau seama că dacă vreau să mă duc împreună cu familia, nu mă duc în viteza mea, ci mă duc la pas cu ei. Că dacă nu, i-am pierdut. Ei nu pot să se țină, nu că n-ar vrea. Și ei vin și spun, tata, vrei să scălcăm pe urme, da. Fă pașii mai mici, dar așa sunt pașii noștri. Și iau mai încet. Că între noi și tine e o mică diferență. Dacă vrei să mergem la pas cu tine, nu te pun la pasul nostru, că noi nu putem la pasul tău. Spuneam și aseară, ne căsătorim diferiți. Ea are o maturitate, o anumită vârstă, o relație cu Dumnezeu, eu am alta. O iau după mine, nu, e bine, după Hristos. Păi, eu mi-e simplu mie care am făcut atletism 20 de ani. N-am făcut, stați liniștiți, nu? De-aia săraca care acum începe să meargă pe calea credinței. Eu încerc să aleg. Păi nu poate veni după mine. Stă și plângă. Eu când vin înapoi, eu șapu. Da, numai de formă de pocăit. Uite cum am înșelat. De-aia săraca ce... Asta nu mai întregă. De fapt, mai sunt nici mântuită. Uite cum e. Când totul poate ar însemna du-te la pas cu ei. Iacob a fost mai deștept de vreme. Când au venit Esau și a spus, frate, hai să mânăm. Ce ți-a zis Iacob? Am o mică problemă. Am ei, oi pătate, vaci pătate. Dacă eu mă duc cu viteza care vrei tu, într-o zi, mi-am rezolvat toată turma și pot urca pe cale. Și a avut atâta minte să spună, lasă-mă să mă duc la pas cu turma mea. Du-te tu cu caii tăi, cu călăreții tăi, lasă-mă să mă duc la pas cu familia mea. Cum putem noi? Sunt convins că e mai ușor să urmezi un bărbat care merge cu viteza cu care poți merge tu, decât să faci raliul în viața ta. E că în timp s-ar putea după 2, 3, 5 ani, pentru că tocmai ți-ai luat o nevastă isteață. Ia să zic că Gigele, nu pot călca un pic mai tare, că mă plictisesc. S-ar putea să fie și asta. Dar te vei bucura să ajungi acolo împreună cu ea. Și dacă tu ai știut astăzi să cobori în a doua, și când ea va putea merge pe a șaptea, va spune, el atunci s-a dus cu mine, pe dragul lui, și eu în loc să zbor, mă duc cu a patra cu el. De fapt, suntem o familie. E mai ușor de urmat dacă știe să meargă la pas cu celălalt. Da? Se vorbește mult de comunicare. Cât de importantă e comunicarea. Spuneți-mi, fraților, care este nevasta cu care poți vorbi mai ușor? Care tace când vorbești tu? Și nu vorbești mult. Două minute, să te lasă să termin fraza. Da. Cea care știe să asculte. Cea pe care o înțeleg. Cea care gândește mult. Cea care gândește mult. Așa o urmă, exact, mai zis. Da. Spuneți-mi, nevestelor, care e bărbatul mai ușor de ascultat? Că n-am vrut să pun întrebare. Care e bărbatul pe care îl asculți mai ușor? Care? Optim? Care e bărbatul pe care îl asculți mai ușor? Că pe unii nu-i poți asculta. Sau îi asculți foarte greu. Sau îi asculți și te gândești la copii. Că... Care vorbește cu înțelepciune. Dar cum ar fi asta? Care nu e încăpățânat. Nu există. Spuneți-mi, cu cine ar fi mai bine să vorbești? Cu cine ai vorbi mai ușor? Cu cineva căruia i-ai captat atenția sau nu i-ai captat atenția? Logic, nu? E un întrebăr simplu. Și cam cum ai putea capta atenția un bărbat care se uită la televizor? Dacă strigi televizorul, e riscant. Da, poți să iei curent cu asta, da. Dacă știi să o... Deci iară!
de viața în media. Și mai pană de curent, când termin discuția, te duci. Ia uite. Spui povestea cu gunoiul. Schimb canalul. Îmi spunea un coleg. Ce curioare cu mine că eu când vorbește de nevastă, mi-am căută, îmi trebuie să atentă după asta. Zice, o zi vine la mine și neapărat trebuie să vorbim, neapărat trebuie să vorbim, că... Nu, nu, uite și spune ea, trebuie să vorbim ceva cu ora de iubire, cu fata, cu nu știu ce. Nu pot rezista mult, dar de-am născut cu patru la chimie, tot o luat pe lângă, sau tot putea să-mi spună. Și că, la un moment dat, ea se prinde pe el. Și zice, în mijlocul discuției, și apropo, că toți suntem acum împreună, tot am vrut să spun, dar am zis seara asta să spun tot mai bine așa. Eu, pe câteva luni, mi-am găsit bun, sunt împreună cu el și acum zice, poate că mai bine ar fi tot, să-ți spun, să mă duc cu ora sau cum vrei tu. Și după ce au vorbit, i-au ocupat de vreme, la un moment dat am început să zic, ce are chimia fetei cu plecarea ei? E când s-o... I-au început să-mi viască, a zice, ești aici din nou? Da. Bun, și continuăm cu chimia. Da, câteodată mai trebuie să-i șochez cu ceva. Poate i-a dus cu picioarele pe bune, sunt paie de niște, m-am pus atât înapoi în sufragerie, deci la ora de chimie, fata a fost o bară. Da? Ar fi vreme să închei. Vă pun o întrebare simplă. Spuneți-mi, pe Iisus Hristos, trebuie să iubim sau nu? Iisus Hristos este o persoană, o ființă, greu de iubit sau ușor de iubit? Deci e greu de iubit sau ușor de iubit? Mă așteptam la răspunsul ăsta, vă fac o sugestie, sper să nu mă ascultați. Dacă nu știți cum e pe Iisus Hristos, vă recomand o săptămână cu dragul. Deci dacă nu știți cum e să-L iubești pe Iisus Hristos, încercați o săptămână de iubire cu miliuță. Și am senzația că după o săptămână o să vă dați seama cum e cu Iisus. Adevărul este că orice am zice noi, Iisus este ușor de iubit. De ce? Nu era simplu dacă începeam cu asta. Un adevăr atât de clar. Noi îl iubim pentru că... Când ne-a iubit el? Când nu eram, când nu meritam, când... Deci când vorbim de toată mizeria, știi că tot te întreb câteodată ca băiat, că păi ce câștig eu dacă mă căsătoresc? Ce valoare are fata să mă căsătoresc pe ea? M-am gândit oare ce valoare a văzut Hristos în noi când am hotărât? Numai Dumnezeu are explicație de ce a ales El să ne iubească. Dar dacă cineva crede că a văzut ceva în noi care era profitabil pentru El, ar trebui să ne mai gândim puțin cine am fost noi. Și Ioan are o singură explicație. Noi îl iubim pentru că a realizat un lucru. Când n-am meritat, când El a ales să ne iubească. Concluzia, știți care este? Că îl iubești mai ușor pe cel care iubește. Rați mai ușor pe cel care rată. Ierți mai ușor pe cel care iartă. Singura problemă, știți care este? Cine începe? Cine începe? Zicea un coleg, a avut o carte despre revitalizare biserică și a discutat și el ceva la comitet, la care unul din comitet a spus, frate, sunt de acord cu tot ce a spus. Ca un lucru zice, de ce să încep eu? Aici este secret. Sigur, îl asculți mai ușor pe cel care te asculte. Îl înțelegi mai ușor pe cel care te înțelege. Vorbești mai frumos cu cel care vorbește frumos. Problema este cine începe. Și răspunsul trebuie să fie eu. Eu.
Hristos a așteptat să le cer pe nimor. Că putea să aștepte veșnicia în noi Dumnezeu. Hristos n-a așteptat să avem merite. Și bărbaților, noi, după modelul lui Hristos, trebuie să începem. Partea frumoasă este că nu trebuie să te bune. Și nu începem de la zero. Și noi trebuie să fim bărbații puțin mai ușor de iubit. Și mai avem o parte foarte bună. Că Dumnezeu ne-a dat un ajutor potrivit. Soțiile noastre. Și ele ne vor ajuta să fim un pic mai ușor de iubit. O să vă întrebați de unde mi-a venit ideea aceasta. Au luat tot din Scriptură, să știți. Mi-a luat cam mult să vă citesc un text din Scriptură. Am pus un semn acolo undeva în Evrei. În Evrei, capitolul 13. Am pus un semn și o să vă citesc câteva cuvinte care spun așa. Ascultați de mai mari voștri. Vă zice că n-a de mai mari. Da? Dacă am vrea să... Da. Versetul 17. Dacă vrei să pui acolo. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de el. Am câteva întrebări. Cine a hotărât ca un episcop, un păstor, un învățător de copii, nu contează, cine a hotărât că trebuie să aibă grijă de sufletele celorlalți? Cine a hotărât asta? Dumnezeu. Ce poate face cel căruia Dumnezeu îi descoperă chemarea aceasta? Ce poate să facă? Dacă Dumnezeu spune, vreau să ai grijă de sufletul celor din casa ta, ce poți să faci, frate? Să ascult sau să refuzi? Dar pot să ascult sau să refuz. Suport consecințele la oricare din ele. Deci problema cu încredințarea slujbei e între Dumnezeu și persoană. Vine partea a doua, care spune așa. Au să dea socoteală de ele. Și acum, pentru ca să poată face lucrul acesta, cum? Sau care e varianta B? Deci orice om chemat de Dumnezeu să facă slujbă. Soțul, soția, părintele, păstorul, dirijorul, învățătorul de copii, un consilier, orice dar ai avea din partea lui Dumnezeu și o slujbă, hotărăști dacă asculți de Dumnezeu sau nu. Asta o decizi tu. Dumnezeu îți face chemarea, tu accepti sau respingi chemarea. Dar orice om care slujește poate sluji în două ipostaze. Știți care sunt acelea? Cu bucurie și cu lacrimi. Acum am o întrebare. Dacă nevestele voastre, fraților, vă iubesc suspinând, cine decide aceasta? Cine decide dacă soția ta te iubește? Dacă ea nu te iubește, este o problemă a ei cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a poruncit să te iubească. Dacă acceptă sau nu, va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Numai că soția ta și soția mea ne poate iubi cu bucurie sau cu lacrimi. Cine decide dacă soția mea are lacrimi sau bucurie? Eu. Să nu spuneți Dumnezeu. Eu. Nevestelor, soții au primit, soții voștri au primit o poruncă de la Dumnezeu să vă iubească. Vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu dacă vă iubiți sau nu. Și dacă vă iubiți sau nu, este decizia lor. Dar soții voștri vă pot iubi cu bucurie sau cu lacrimi. Cine decide dacă soții voștri plâng sau se bucură? Soții? Da? Soția. Și acum întrebarea este cui îi folosește și cui nu îi folosește. Ascultați versetul până la capă. Căci așa ceva, dacă v-ar sluji cu lacrimi, nu spune nu le-ar fi de niciun folos celor ce vă slujesc. Ci cui? Vreau să vă aduc aminte o veste bună. Dumnezeu numără lacrimi. Și nu există lacrimi pe care să le aibă bărbații
nevestele, copiii, păstorii, învățătorii, slujitorii, oricare ar fi, Dumnezeu răsplătește lacrimile care curg de dragul Lui în ascultare de ei. Și dacă nu pe toate le răsplătește aici, mai există o promisiune pentru cer. Care este promisiunea? El va șterge orice lacrimă din ochii nevestelor, a bărbaților care au ascultat de Domnul și s-au făcut slujba. N-aș vrea să fiu în papucii celui care a provocat lacrimi. N-aș vrea să mă întrebe într-o zi Dumnezeu de ce soția te-a iubit cu lacrimi în loc să te iubească cu bucurie. De ce soțul tău mai mult a plâns decât s-a bucurat când te iubea? Noi arătăm bine în poze. Dar știți câți bărbați și câte femei plâng? Nu pentru că nu-și iubesc soțiile sau soții. Nu pentru că nu vor. Știți de ce? Pentru că celălalt îi face slujba grea de tot. Îmi pare rău să vă spun că și noi familiștii trecem. Toți suntem trecem. Într-o zi ne vom prezenta înainte lui Dumnezeu. Și va trebui să răspundem și unei întrebări. Ai fost ajutor pentru celălalt. Și când celălalt te-a iubit sau te-a ascultat sau de ce i-am poruncit eu? Cum a făcut-o? Cu bucurie sau suspine? Fraților, dacă nevestele noastre plâng, ar trebui să plângem. Că dacă ele plâng ascultând de Hristos, așa mai devreme, dincolo vor fi răsplătite 100%. Nu o să fie bani de mult. Dacă soții voștri plâng, în dorința de a vă iubi, de a merge pe calea lui Hristos, de a avea o familie unită, dacă soții voștri plâng, n-aș vrea să fie la modul cel mai serios. Este vorba de multe Scriptură. N-aș vrea să fiu în pantofii unei soții pe care să o întrebe Dumnezeu de ce ai făcut în așa fel ca soț să le primeze mereu, chiar dacă nu ai văzut în spasul pentru lui. Pentru că el te-a iubit, te-a respectat, a vrut să fie mereu în voia lui Dumnezeu. Și tu ai făcut mereu viața amară și bună. N-aș vrea niciodată să răspund o astfel de întrebare. De aceea dorința mea ar fi, dacă tot ce m-a spus aseară și astăzi m-ați uitat, rețineți vă rog acest lucru. Este datoria noastră să fim parteneri un pic mai ușor de iubire. Un pic mai ușor de urmat, de ascultat. Și puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie să-i transforme întâi pe cei din casa lui. Dumnezeu ne poate transforma întâi pe noi. Și mi-a spus voi regulă. E mai ușor de iubit cel care te iubește. Răspunzi mai ușor pe cel care te ascultă. Vreau să vă invit să stăm înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să ne gândim fiecare dreptul nostru. Cei necăsătoriți știu că vă gândiți la căsătorie. Măcar atât aș vrea să-i spui Domnului în seara aceasta. Doamne, dacă planul tău este prinsă și căsătoria mea și vrei să mă mărim, mi-aș dori mult să fiu o soție ușor de iubire. Să nu fie nevoit soțul să mă iubească cu lacrimi, să mă poată iubi cu bucurie. Dacă vrei să mă căsătorești să fiu bărbat în casa mea, aș vrea să mă pregătesc să fiu un bărbat mai ușor de iubire cu lacrimi. Soția mea să nu fie nevoită să plângă iubirea, ci să se poată bucura. Și noi care suntem căsătoriți, m-aș bucura să pot să spun că n-ar trebui să ne cerim iertare Domnului. Dar poate ar trebui să spunem, Doamne, măcar pentru lacrimile acelea pe care le-am văzut. Când acolo în sufletul celuilalt și mie, nici măcar nu mi-a păsat, nici măcar n-am văzut. Te rog să-mi iert. Și dă-mi pe loc puterea de azi înainte să fiu, nu de să vă știu,
să fiu un soț, o soție. Un pic mai ușor de ei. Păcat pentru o zi, pentru azi. Dacă vei prinde și ziua de mâine, tot așa să spun. Dacă nu mai pentru azi, să fiu un pic mai ușor de iubit. Mâine să stăm înainte de Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim că Tu nu ne-ai lăsat fără nădejde. Îți mulțumim că și ocazia aceasta este o expresie a iubirii Tale. Și îți mulțumim că de câte ori ne chem să ne verificăm viața și relațiile, o faci pentru binele nostru. Îți mulțumim că trăim zile în care mai putem să ne pocăim și să ne îndreptăm. Și Te rugăm din inimă, dă-ne iertare acolo unde avem nevoie de ea. Unde trebuie să ne schimbăm și nici măcar nu vedem, deschide-ne ochii, Doamne, să vedem realitatea. Și dă-ne Tu puterea să devenim oameni care seamănă mai mult cu Hristos. Și ajută-ne să practicăm virtuțile creștine începând din casa noastră. Într-o lume care ne produce atâtea necazuri și există atâtea lupte și dureri, într-o lume în care suntem răniți, suntem loviți, Te rugăm, fă măcar din casele noastre un loc de odihnă, un loc de pace și un loc al mângâierii. Mă rog în primul rând pentru noi bărbați să ne dai înțelepciune de sus. Ajută-ne să ne iubim soțiile și privind la Mântuitorul să devenim mai mult asemenea Lui, ca soțiile să ne poată urma, să ne poată iubi, să ne poată asculta mai ușor, mai bine și mai mult. Îți mulțumim pentru soțiile noastre, binecuvântele, Doamne. Continuă să le dai și lor putere, să fie ajutorul potrivit și împreună cu casa noastră să călcăm pe urmele Tale, ca să putem într-o zi să vedem fața Ta și să ne bucurăm veșnic de cei ce ne pregătește acolo. Amin. Vă mulțumesc mult pentru răbdare. Vă rog să stați jos. Doar vreau să vă aduc aminte că găsiți la ieșire câteva cărți. Dacă